La Râmnicu-Sărat, numărul părinților care și-au înscris copiii la grădiniță în anul școlar 2015-2016 este ceva mai mic față de anii anteriori. Asta chiar dacă multe unități de învățământ au făcut înscrieri și în perioada vacanței de vară. Părinții au venit, au fost foarte interesați. Noi am funcționat pe toată perioada verii și am primit dosarele părinților. Cu doar 2 săptămâni înainte de startul noului an școlar, în multe grădinițe mai sunt încă locuri libere. Această situație se datorează numărului tot mai mic de copii care se nasc de la un an la altul, în condițiile în care numărul de grupe nu a fost modificat. La GPP Mugurașii mai sunt locuri disponibile, 4 la grupă mică, 2 la grupă mijlocie și 3 la grupă mare. Părinții care nu și-au înscris copiii și doresc să înscrie în instituția noastră trebuie să se grăbească. Directorii grădinițelor din Râmnicu-Sărat sunt totuși încrezători că locurile se vor ocupa în totalitate până la debutul anului școlar. Sper că o să le ocupăm, pentru că sunt și destui părinți care mai vin încă și își lasă cererile și actele necesare. Părinții care încă nu și-au înscris copiii la grădiniță trebuie să completeze o cerere la unitatea pe care o aleg, apoi să aducă un dosar cu următoarele documente: copia certificatului de naștere a copilului, copie de pe actele de identitate ale părinților și adeverință de salariu a unuia dintre părinți. În afară de aceste acte, la începerea anului școlar, părinții trebuie să aducă de la medicul de familie fișa medicală cu vaccinurile la zi ale copilului.